Bombă în justiție. Guvernul a adoptat astăzi o ordonanță de urgență privind înființarea secției speciale pentru anchetarea magistraților. Concret, o comisie formată din 15 procurori va prelua dosarele judecătorilor și procurorilor de la DNA, atât cele în curs, cât și cele soluționate. DNA-ul își pierde competența cu privire la faptele posibile comise de către subiecții activ calificați enunțați în 3 luni de zile. De la intrarea în vigoare a legii, secția trebuie operaționalizată, adică să funcționeze. Va fi o comisie potrivit legii, formată din 4 membri CSM, dintre care un procuror și 3 judecători. Legea privind înființarea Comisiei Speciale a intrat în vigoare în 23 iulie, dar până acum CSM nu a demarat procedurile pentru operaționalizarea secției. Tot în iulie, Comisia de la Veneția a recomandat României să nu organizeze astfel sistemul. Secția pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați este o consecință a modificării legii privind organizarea judiciară.